Sunt producător de 10 ani în Idicel, Pădure, județul Mureș. Acolo avem noi partea de producție. Și am început cu dulceața, după care ne-am extins cu zacuscă. Am făcut o zacuscă la cea un, credem noi, cea mai bună din țară. Și ulterior am făcut și ciocolată și cremă de alune. Astea sunt produsele noastre. Ce te-a motivat să continui această tradiție? Practic, e o dragoste față de satul Idicel Pădure și creativitatea din jurul a ceea ce facem noi acolo. Practic, e un business de familie, o afacere de familie și încercăm an de an să adăugăm produse noi în portofoliu. Practic, ăsta e cel mai important, iar ciocolata tocmai de asta a venit în familia de produse, pentru că ne oferă o posibilitate largă de a fi creativ și a inova pe ea. Ciocolata este ultimul produs? Este penultimul produs. Ultimul produs este un muștar grozav. Așa l-am și denumit, muștar grozav. Mi-am dorit mult să facem un muștar, să zic, tipic românesc, cumva suculent, un pic așa communist style, să zic. Și credem că a reușit, pentru că feedback-ul general ăsta e, băi, un muștar românesc în sfârșit. Controversată, nu, cred că controversată rămâne totuși ciocolata cu prune și pălincă. Pentru că de multe ori avem întrebarea, putem conduce după ce mâncăm? Sau și nu, creează o controversă, dar în general noi vrem să ne focusăm pe produse simple, ușor de înțeles, dar foarte gustoase. Deci ca e răspuns, poți conduce după ce mănânci ciocolata? Absolut, vă puteți urca la volan. Da. Care crezi că a fost cea mai mare piedică pe care ai intenționat-o de lungul activității? Nu am avut piedici, doar trebuie să am foarte multă răbdare. Cred că asta e cea mai importantă cheie pentru noi, răbdarea. No, noi facem de 10 ani, suntem tot o companie mică, am crescut, dar am rămas tot o companie mică, facem tot la cea un producția de zacuscă și dulcețuri și vrem să ținem manufactura cât mai aproape de valorile noastre și de cum facem noi lucrurile. Practic doar răbdarea e singurul lucru de care ne ține. Dar care crezi că ar fi o soluție pentru producătorii locali să facă față provocărilor din piață? Cred că trebuie în primul rând să se promoveze mult mai bine și să lucreze pe partea de branding. Cred că brandingul e foarte important în a pune un produs pe piață și cred că aici ai un challenge foarte mare pentru ei să știe cum să se promoveze mai bine și cum să-și pună povestea mai bine, că până la urmă cu toții facem niște produse gustoase, doar că trebuie să ne spune fiecare povestea într-un mod plăcut și oamenii să rezoneze cu ceea ce facem noi. Cum ți se pare inițiativa și ce te-a făcut la super, vine de la fericire. Da, am primit cu mare bucurie invitația celor de la Profi, care cred că fac un eveniment bun, mai ales pe partea de awareness, cu atât mai mult cu cât am avut-o ieri invitată și pe majestatea așa, Margareta. Cred că a fost foarte important pentru a promova și a crea un awareness în jur, pentru că există și producători locali, există și produse locale care se produc manufacturat și sunt o alternativă la produse industriale pe care le găsim și le consumăm zi de zi și cred că până la urmă astfel de acțiuni asta și urmăresc, cumva să ieșim și noi la vedere și să ne spunem povestea mult mai aproape de consumatorul final.